mă uit așa la auditoriu și mă gândesc că parcă subiectul ăsta nu e pentru auditoriul acesta, în sensul că am ajuns să vorbim numai, sau în general, mai mult la cei care știu deja cum, cam cum stau lucrurile. Dar totuși vine un alt de când ce se luptă cu primul, și anume faptul că dacă noi am fi bine așezați în adevăr, și ceilalți din jurul nostru ar fi mai apropiați de acesta. În sensul că starea noastră de spirit sau ceva din om se comunică celorlalți. E greu de stabilit mecanismele psiho, neuro, duhovnicești care stau în spatele acestor comunicări, dar noi suntem sisteme deschise și permanent în comunicare cu mediul. Permanent ne adaptăm la cei din jur, la mentalitățile dominante în societate la un anumit moment. Și așa se explică și faptul că într-un timp atât de scurt, de numai 20 ceva de ani, 32 ceva de ani, lumea s-a schimbat aproape cu totul. Oamenii gândesc puțin sau gândesc complet altfel. Nu relativ la de unde cumpără una sau alta, ci problemele fundamentale ale vieții lor. De la naștere, sens al vieții, căsătorie, familie, rost, până la trecerea către lumea de dincolo. Într-o societate cum este societatea americană, tot mai mult, și societatea occidentală se tinde să se ascundă moartea. Moartea dispare de pe scenă, pentru că moartea provoacă o alt tip de abordare a vieții, care nu este consumatorist, consumist. Înțelegi? Moartea te pune în criză. Asta că moartea este scoasă tot mai mult, mortul nu mai este adus acasă, ci este instituționalizat imediat, pleacă de la spital într-un centru special, cosmeticizat, și nici nu te mai întâlnești cu el. În multe dintre cazuri îl primești direct în cutie, și undeva acolo, la groapă, unde se citește doi psalmi, și cu asta s-a terminat povestea. Și imediat este, să zicem, anulat și dorul acela care cât de cât te amintești și nouă celorlalți de faptul că cineva drag ne-a murit. Chiar devine o indiscreție și o... Dar nu aceasta este tema. Problema este aceea a schimbării mentalităților la care noi asistăm, schimbare care ne afectează major viețile, schimbare de care este face se datorează nefericirea în masa populației țărilor dezvoltate în special. Voi pleca în discuția de astăzi și mi-este foarte greu să abordez un asemenea subiect într-o biserică, chiar cu spatele la Sfântul Altar, dar la cererea lui Stelian, un prieten vechi, din Ascor, am zis, haide, să o facă, poate cine știe, prin gura lui vorbește Dumnezeu și este nevoie să se discute și această temă într-o biserică. O să vă introduc puțin în ideea de narațiune. Narațiune. Cam tot ceea ce se întâmplă în viața noastră este ține de poveste. De mici și suntem foarte motivați să ascultăm povești. Să vizionăm povești care sunt mai nou ecranizate. Și dacă stăm puțin așa să ne gândim mai serios, cam tot ceea ce se întâmplă în viața unui modern este foarte puternic legat de poveste. În spatele fiecărui act publicitar este o poveste. O poveste simplă, schematizată, foarte bine gândită. În spatele ei poate să stea un grup de 5, 7, 10, 15 oameni care sunt bine pregătiți, astfel încât să ne învârtă nouă mințile și să ne conducă acolo unde trebuie, adică la comportamentul sau produsul țintit. Dar, pentru că suntem atât de motivați de povești, trecem sau desconsiderăm importanța reală și fundamentală acestora și efectul lor în viața noastră, în sensul că asimilăm orice poveste, ne expunem oricărei povești cu gândul că e interesant, e plăcut, e frumos, e provocator, excitant. Dar nu ne dăm seama că prin fiecare poveste suntem puțin, câte puțin, conduși, călăuziți către o direcție anume. Nu există poveste fără o morală. Și morala aceasta, să spunem că este una
pe care o mare parte din spectatori o deslușesc. Una dintre ele, să zic, mai este o morală care se află dincolo de personaje și de situații, care constă în codificarea comportamentului. Deci comportamentele în orice narațiune sunt codificate. Și noi nu percepem conștient care este codul, dar îl învățăm. Adică mintea noastră este capabilă să rețină poveștile acestea și să le decodifice propria viață, punându-le în funcțiune, punându-le în practică, fără ca noi să conștientizăm că cândva am văzut acea poveste și că chiar acea poveste ne-a dirijat nouă destin. Chiar spunea cineva la un moment dat, într-una din conferințe interesante, nu mai știu unde eram, că a fost un film și din filmul respectiv, de început cu filmul respectiv, și-a schimbat viața. Era un film cumplit, adică nu și-a schimbat-o pozitiv și s-a trezit după 15 ani pierduți de în care și-a distrus complet viața. Și acum era în refacere și a zis, de la ce film a plecat totul? O poveste. Sigur că vedem multe povești și nu toate au aceeași influență. Unul influențează mai mult pentru că se potrivește mai bine. Unul influențează mai mult pentru că, la momentul în care a vizionat-o, era mai receptiv. Nu știm care sunt legile astea. Pentru unii se potrivesc mai bine pentru că empatizează mai bine cu autorul, cu personajele. Empatizează pentru că capacitatea lor de empatie e mai ridicată, empatizează pentru că se aseamănă mai bine cu personajul sau găsesc asemănări, empatizează mai bine pentru că se află într-un moment greu în viață, într-o criză, îndepărtat de părinți, lipsit de afecțiune și atunci caută să se agațe de ceva. Se agață de o poveste. Ca să vorbim despre căsătorii, mă iertați, am și eu o neputință, am început de azi, pe fond de stres, da? Îmi cer scuze. Ca să vorbim despre concubinaj, căsătorie, abstinență, ar trebui să o luăm cumva de puțin mai din spate, să găsim un reper. Și eu nu alt reper pot găsi decât societatea tradițională, așa cum era ea lumea de mult, ca să înțelegem unde ne aflăm acum. Că fără reper nu poți să știi unde te afli. Și animale, problema lumii contemporan este că în societatea mediatică, unde informația e atât de fluidizată, s-au pierdut reperele. Și noi nu mai știm nici cum erau înainte, cei dinaintea noastră, nu mai avem nici istorie, nu mai avem nimic, nu mai avem în ce să ne ancorăm. Nu mai avem nici realitatea, pentru că de mult stau oamenii în fața micilor ecrane, că au pierdut contactul cu realitatea. Și nici dau seama că asta este unul dintre cele mai importante sau cele mai grave ca și consecințe în viața lor. Pierderea contactului cu realitatea, rădăcinile pe care, din care noi te tragem seva și este cu adevărat o sevă pe care o primești din spațiul acesta. Să mutăm undeva scenariul în spațiul american. Pentru că filmele de acolo ne vin în majoritate. Hollywood este cel care a generat această lume virtuală, preponderea. Și să vedem cum se comportau John și Joanna într-o societate tradițională americană de acum 70 de ani. Ne aflăm undeva la începutul secolului al 20-lea. Și nu s-au schimbat. Până prin anii 50, să știți că lumea a fost cam constantă în obiceiul. Lumea americană era o lume puritană, puritaniști, mai puritan decât europenii. Lucrurile au foarte clare. Conservatori, tradiționaliști, mai ales cei din Sud. Și atunci, cei doi, să zicem că aveau posibilitatea să se descopere unul pe altul, acolo, sau aici, sau oriunde în altă parte, să se îndrăgostească și să înceapă poezia. Existau două moduri de a continua. Unul era fata stăpână pe sine și băiatul cuvincios. În general, băiatul este în general puțin mai agresiv în relaționare. Potăra și spunea, dacă mă iubești, vină la tata și cere-mă căsătorie. Și atunci el trebuia să meargă să vorbească cu părinții lui, și să hotărască dacă într-adevăr este potrivită și mergea și cerea în căsătorie. Aceasta se spune că era media. 70, 80, 90 și ceva la sută, 95, 97% din cazuri cam așa se desfășurau. Ceea ce se pare incredibil. Când, bineînțeles, că nu hotărau dinainte părinții care să fie alesul. Groaznic, nu? În contextul lumii de astăzi. Îngrozitor. Îți dai seama, scotărați altul pentru tine cu cine ții. Dar constată astăzi cercetările în domeniul sociologiei acesteia familiei
că mult mai nimerită este căsătoria atunci când cunoști părinții și când părinții au același statut și aceleași istorie și aceleași tradiții de familie și aceleași așteptări, pentru că se vor împlina mai bine. Vom vedea mai încolo că una din condițiile fundamentale ca să funcționeze o viață de familie este ca cei doi să se potrivească. Spun două vorbe acum despre asta, că tot am început. Se numește omogamie. Cu cât se potrivesc mai bine, cu atâta șansele de bună conviețuire sunt mai mari. Dincolo de dragostea aia care este sau nu este, care este și poate să dispară, ca formă sau ca apropiere, mai mult sau mai puțin erotică, sau mai mult sau mai puțin compasional, după cum vom vedea. Omogamia înseamnă să semeni cu celălalt. Am cunoscut cupluri în vârstă și cu o atmosferă foarte tristă în casă. Dar au stat o viață întreagă, au crescut și ei, 2-3 copii. Lui îi plăcea la munte, îi plăcea natura, ei îi plăcea magazinele. Și el nu mergea la magazin, el nu mergea la munte. Și atunci, și n-a fost nici subiecte comune de discuție. Nu lucruri foarte grave, lucruri simple. El are 70 ceva de ani, ea are tot așa, foarte triști. Pentru că o viață întreagă ei nu au avut ce să-și spună. Nu au avut alte universuri de compatibilitate, de simpatie, de sensibilitate. Altul îi plăcea femeii la biserică și lui la bar. Iarăși, deci dacă nu se potrivesc, dacă nu funcționează pe aceleași coordonate, este foarte greu să ajungă la un numitor comun. Iar eu vă spun dintr-un început că cel mai important lucru în viața de familie este să găsești cât mai multe numitoare comune. Pentru că în comun, viața de familie se trăiește în comun și trebuie să te înțelegi. Ca să te înțelegi, trebuie să existe aceste locuri comune. Sigur că dragostea te apropie de celălalt. Dar dacă este puțin altruistă, ci mult egoistă, cum este dragostea aceasta erotizată zilele noastre, atunci nu te apropie foarte mult. Nu te face mai bun și oricum e foarte greu să renunți la tot trecutul tău sau la toate așteptările tale ca să dai după celălalt în condițiile în care celălalt e cu totul diferit de tine. Deci, faptul că părinții alegeau pe cineva din aceeași comunitate, alegeau pe cineva de același nivel social, cu aceeași educație sau cu educație asemănătoare și atunci era foarte probabil că oamenii aceia se împace. Trăiseră la fel, aveau aceleași așteptări, aceleași gânduri prin viață. Într-o societate globalizată, lucrul acesta devine aproape imposibil sau foarte greu de realizat. De aceea, când îi sfătuiesc pe oameni, zic, căutați pe cineva dintr-o vecinătate. Și poate nici măcar nu neapărat geografică, dar dintr-o vecinătate ca și preocupări ale părinților, ca și mod de viață sau mod de înțelegere al copilului, pentru că chiar dacă și s-au apropiat, să spunem, unul de celălalt. Dacă ei au avut un istoric de familie complet diferit, vor aștepta lucruri diferite. Un caz cu care m-am întâlnit și pe care tot îl dau exemplu la conferință este un soț care era extrem de disciplinat, de curat, de obsedat de detalii, iar nevasta lui era dimpotrivă. Se poate să fie și invers. Nevasta să fie obsedată de... Și nu s-a înțeles, am ajuns la divorț. Din acest simplu motiv. El avea pretenția ca lucrurile să aibă fiecare locul lor și ea nu înțelegea acest lucru. Nu înțelegea. El îi reproșa, ea îl disprețuia, el o înjura, ea îl disprețuia și mai mult. Și uite, așa au ajuns la o dramă, pragul despărțirii. Și nu te întreb, dar eu m-au chemat cumva așa să negociez și eu am întrebat-o pe ea așa, dar vă bate? Ce nu, ne vedeți? Tot e bine. Asta așa ca să puțin să diminuez, pentru că am conștiința că odată divorțați, nu se mai merge mai bine. De obicei se merge mai rău. Cunoscut un băiat, de cărui părinți s-au certat mulți ani și până m-au divorțat și s-au căsătorit fiecare cu unul, cu altul, care avea toate defectele pe care el le imputa soțului sau soției. Toate defectele. Și pe care soțul sau soția chiar nu le avea. El era și copil, îi vedea pe amândoi. Și lui îmi spunea, mă, că mă cer cu nevastă mea, mă gândesc că dacă divorțez o să iau pe alta, care este exact așa cum cred eu că este nevastă mea și parcă că ea nu este chiar așa. Deci, în genere, este foarte complicată. Divorțul introduce o ruptură în viața omului și un moment de criză.
Sigur că omul duhovnicesc, omul care se întoarce către Dumnezeu și care își găsește adevăratele coordonate, poate să se salveze într-o măsură mai mare. Dar este foarte delicată problema. Am vorbit despre faptul că John și Joana se luau așa pentru că țineau de tradiție și tradiția le spunea ce trebuie să facă. Lucrurile au foarte clare. Dar se putea întâmpla să fie primăvară cum e acum și frumos afară, nu cum este acum, să fie înfloriți copacii și câmpul și ei să se află undeva și să se producă inevitabilul. Așa că noi românii le spunem copii din flori. Și de aici le spun copii din flori. S-au născut în flori. Adică au fost concepuți în flori. Vedeți că totuși românul are o mare îngăduință față de căderea celuilalt. Nu sancționează în străinătate sau în alte culturi, sunt bastarzi. În fine. Și atunci el era pus într-o situație delicată. Poezia care începuse, prima strofă se editase deja, se putea încheia acolo, în sensul că el era, nu era pregătit sau se gândea că de fapt nu e chiar așa. Dar exista și o societate, existau și niște părinți, părinții ei, astfel că în America se cunoștea, exista acest termen de shotgun mariaj. Deci căsătoria cu pistolul la tâmplă. În sensul că vrei, nu vrei, ai comis, ai luat-o. Cu totul îngrozitor pentru democrația zilelor noastre, dar o lua, pentru că nu avea încodo. Nici familia lui nu era foarte fericită de comportamentul lui, nici societatea nu l-ar fi acceptat. Mai expun motiv pe care o să o tratăm separat. Se spune și cât de fericită era o astfel de familie. Se pare că era fericită pentru că nu divorțau. Astăzi, 90 și nu știu cât la sută din cazuri, se căsătoresc din așa zisă dragoste. Din aceștia, 50 ceva la sută divorțează. Cum se poate ca dragostea de astăzi să funcționeze mai prost decât funcționa pistolul din trecut? În contextul căderii de care v-am vorbit. Deci forțat cumva băiatul. Mai era un fapt. Fata era foarte vulnerabilă. Ea era lipsită de drepturi. Deci statul nu se ocupa de drepturile ei. Și așa cum vede societatea, doamne, femeia era. Dar exista un drept natural. Exista un drept moral. Exista un drept recunoscut de societate care îi se acorda ei. Prin faptul că ea era vulnerabilă și a rămas cu copil. Aceasta îl făcea pe tânăr. Chiar dacă părinții ar fi fost mai slăbuți, să zic, n-ar fi avut pistol sau n-ar fi avut statutul social să-și permită să facă așa ceva, pentru că se putea ca băiatul să aibă un statut social mult mai ridicat. Însă exista posibilitatea foarte multe din cazuri ca lui să moaie inima și să ia din căsătorie, pentru că ea era vulnerabilă. Ea nu avea nicio altă posibilitate. Ea rămânea cu copilul și cu viața distrusă. Nu bine, era ceva mai mult. Era un simț, măcar un simț al dreptății. Și iarăși, vă spune ce îngrozitor, vă dați seama să ții un om pe care poate nu dorești tu hotărât, l-ai dorit, îl dorit, dar până la urmă te întrebi de ce totuși s-a unit trupește și a trecut peste niște cutume care erau bine rădăcinate. Oricum, ce apela această condiție de vulnerabilitate a femeii, apela la responsabilitatea bărbatului. Și îi activa, îi stimula responsabilitatea. Este un lucru foarte, foarte important, esențial în viața de familie. Și așa cum erau, nășteau copilul și până mai nășteau încă unul și încă unul și încă unul, nedorit, cum zice ăștia, copii nedoriți. Și ajungeau de avea o familie mare care bărbatul se mândrea și femeia se bucura. Copii mulți și se gândeau, plecau pe alt drum în viață. În fapt, povestea dintr-un început era depășită. Era depășită de calitatea celui care trăie. Nu de altceva. Nu de marea poveste de dragoste, care într-adevăr se putea naște mai târziu. Și inițial poate că nu exista. Sau poate că era doar o prindere. Era vorba de calitatea omului. Și dacă oamenii erau în aceeași comunitate și la un nivel asemănător, era foarte posibil să se înțeleagă, să se înțeleagă bine. Și oricum intrau pe niște trasee care îi duceau mai departe. Nu te blocau, nu te dădeau înapoi. Filmul s-a început să fie schimbat. De prin anii 50, odată cu
apariția televiziunii și a cinematografiei apare mai devreme, dar televiziunea prin anii 50 în America. Cinematografia apare înainte. Astfel că povestea, sau în poveștile acestea, lirica amorului începe să domine scena. În sensul că accentul cade mai puțin pe apariția copilului, care inevitabil apoi apare, ci pe povestea, pe dramă, pe dragostea lor, dramatismul și romantismul acestei idile. Astfel că s-a început să se producă o modificare în mentalul colectiv. Fetele încep să viseze ceva anume. Și băieții, la fel, iar pentru ei este ok că pot să profite mult mai ușor de aceste vise, să le stimuleze la rândul lor. Visul în nopți de vară. Și într-adevăr, pentru foarte multe rămânea visul unui nopți de vară. Deci, întâi încep să se modifice mentalitățile. La nivelul mediatic. Pe urmă, în paralel, lumea științifică se ocupă de dezvoltarea așa zisei permisivități, mentalității permisivității sexuale, care spune că trebuie să fii tot mai permisiv ca să fii sănătos mental. Venind de la Freud încoace, dacă problema aceasta trupească, întâlnirea se trupească, este în centrul existenței umane, ca așa spunea Freud, de la naștere, omul determinat de aceste energii, de satisfacerea libidoului, spune el, am ajuns să le încet, încet mass media, pentru că Freud, ce a fost? A făcut niște teoriile, să zic, le reproducea după visele pe care le avea. El avea vise foarte multe, el fusese, a fost și bolnav, a fost un psihopat, neuropat, avea probleme psihice majore. A fost în tinere, se cunoaște, știți, biografia lui. Și din visele acestea construia acele teorii. Multe teorii au scris de-a lungul timpului, însă puține au fost mediatizate cum au fost teoriile lui Freud. Am câteva cărți publicate în America în ultimii decenii privind frauda aceasta imensă care a reprezentat-o, mediatizarea în spațiul american ca pe cel mai important lucru, cel mai importantă descoperire a tuturor timpurilor. Se vorbea despre ea peste tot. Până și în colțurile din România, zic, burgheză a vremii, se discutau teoriile lui Freud, în care se spunea sau se problematiza că de-aia oamenii sunt nefericiți, de-aia oamenii sunt nevrotici. De parcă în trecut, când nu se știa de nevroză, aveau alte obiceiuri sexuale. Pentru că nu se realizează, nu se împlinesc ei în libidoul ăsta lor. Deci asta a fost a doua poveste. Prima poveste a fost modificarea narațiunilor, a doua a fost educația care a început să se facă, și asta a intrat în școli, cu problema permisivității și toți cercetătorii spuneau trebuie să fii permisiv, cât mai permisiv, să schimbi mentalitățile. Și a treia, a fost educația. Educația. Deci a doua este pe partea științifică și a treia educația sexuală, care acum trebuie să fie introdusă și în România. Noi aflăm puțin în urmă. În America au introdus-o prin anii 60-70. Acum nu știu cu ce să iau mai întâi. Pentru că, din punct de vedere mediatic, a început să se producă o conversie a sentimentului de dragoste în actul sexual. Încet, încet, tot mai mult dragostea justifică sexul. Adică iubești, e justificat să întreții relații.